Când eram tânăr, am iubit o fată. O chema Marcella. Marcella era o fată din popor. Știa să lucreze bine ogorul, știa să dea iarbă caprelor, dar în același timp știa să mă mângâie și pe mine. Inima ta mă joacă așa, ba nu, ba da, ba da, ba nu, mă pune pe foc. Prima dată am invitat-o la un prânz. Era un prânz undeva pe o poieniță. Și eu nu prea, ea nu prea, deloc. M-aș mai juca, ba nu, ba da, ba da, ba nu, ba nu, ba da, că ăsta nu-i joc. Câteva zile mai târziu m-a invitat acasă la ea. N-am să mai stau noaptea albastră, să tot oftez la o fereastră până târziu. Atunci am cunoscut familia. O mamă, un tată, doi bunici și doi nepoți. N-am să mai stau nici pe jarate, un suflet trist și singurate, păi nu vreau să fiu. Deodată, pe nepregătite, stai operatorule, pe nepregătite a venit un mosafir nepoftit. Logodnicul ei! Da! Și-ți mai jur că niciodată tot din mine n-o să mai bată la poarta ta. Logodnicul ei e un tip bine la 200 de kilograme, judoka. Plin de el. Și nici târziu și nici de vreme, inima mea n-o să-l mai cheme, că te-am întâlnit. Și atunci? Și atunci mi-am zis că cel mai bine ar fi să organizez un spectacol la Sala Palatului, iar pe scenă să pot cânta alături de Corina Chirie! Să uite gândul și mă găsi, la-la-la-la-la-la-la-la. La 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 la